Viitorul băncii tehnice a Roșalbilor este principalul subiect de discuție în Ștefan cel Mare și chiar dacă până în acest moment Andone nu a plecat încă de la echipă, tratativele pentru succesorul său au început. În ultimele zile un nou nume a apărut pe piață, Contra. Contra are în acest moment cele mai mari șanse de a prelua funcția de antrenor, avantajele angajării sale fiind multiple în opinia acționarilor. Postul fundaș al lui Dinamo ar fi agreat de fani, apoi ar accepta fiind la început de meserie un salariu rezonabil și poate cel mai important tatuaj al fostului jucător al lui AC Milan este acela care a acceptat să reconstruiască echipa cu toate numele noi care îi vor fi propuse de conducere. Însă, conform oamenilor apropiați clubului, detaliul care contează cel mai mult în favoarea tehnicianului, încă neînvins în cariera sa, este acela că este agreat și de Cristi Borcea, care a insistat de multe ori ca acesta să-și încheie cariera de jucător la Dinamo, dar și de către Nicolae Badea.